Ecaterina cea mare a fost cea mai faimoasă împărăteasă a secolului al XVIII-lea. A extins Imperiul Rus înscriindu-se pe linia celebului testament al lui Petru cel Mare. A adus în Rusia cultura și arta europeană, ideile iluministe împrumutate de la Voltaire, Montesquieu și Diderot. A fost un despot luminat, o femeie pe tronul unui imperiu, într-o lume a bărbaților. Ei au inventat jocul, ei au inventat regulile. Ecaterina le-a învățat, a intrat în joc și l-a condus. Și în final, și-a făcut propriile reguli. Am vorbit în primul material despre copilăria și adolescența tinerei prusace Sofia Frederica Augusta von Anhalt Zerbst. Și dacă nu ați văzut videoclipul, vă rog să-l urmăriți. Am arătat. Care au fost împrejurările în care a ajuns să fie soția lui Petru al treilea și ce fel de personalități aveau cei doi? Am parcurs câteva etape importante ale domniei sale în materialul Ecaterina cea Mare, împărăteasa tuturor rusiilor, pe care vă invit de asemenea să-l urmăriți. A rămas un subiect pe care nu l-am discutat, un subiect despre care s-a scris mult, documentat sau nu, și care a fost dus de multe ori în zona frivolă a senzaționalului și anume acela al vieții amoroase a împărătesei. A avut Ecaterina a doua iubiți? Cât iubiți a avut? Era ninfomană? Avea un apetit sexual ieșit din comun? Nu aș fi abordat acest subiect dacă nu m-ar fi Intrigat dubla măsură cu care sunt judecate lucrurile. Și nu mă refer la secolul XVIII, ci la cel în care trăim noi, 21. A avut pentru cel mare iubite, soțul a II, pentru al treilea, avea amante? Ei bine, da. Acesta din urmă a murit la 34 de ani și nu a avut ocazia să își mărească numărul cuceririlor. Ecaterina nu s-a mai recăsătorit după decesul lui și s-a stins din viață la 67 de ani. Trebuie să ne gândim la contextul epocii în care a trăit. Secolul XVIII, în care se produce Revoluția Industrială, atrage după sine o reconsiderare a poziției femeii în societate, care face primii pași spre câștigarea unor libertăți. Printre care și cea sexuală. Ecaterina nu era o femeie obișnuită. Contemporanii o descriu ca fiind inteligentă, cultivată, cu o mare putere de muncă, ambiție și determinare. Era fermă, autoritară, știa să își impună punctul de vedere, avea o mare abilitate de a-și alege consilierii potriviți, bărbați, care o vor ajuta să își atingă scopurile, să ajungă împărăteasă, să îl alunge pe soțul său pentru al treilea de pe tron, să cucerească noi teritorii în nordul Rusiei pentru a obține ieșirea la Marea Baltică și în sud la Marea Neagră, să desfințeze Uniunea Polono-Lituaniană, să pună mâna pe Ucraina, să modernizeze societatea rusă. Nu putem ști câți iubiți a avut împărăteasa. Că au fost 12 sau 22, pe mine nu mă interesează. Dar am să vă spun povestea de iubire pe care a trăit-o cu Grigori Potemkin, așa cum o descrie Simon Sebag Montefiore, istoric britanic, în cartea Ecaterina cea Mare și Potemkin, cartea apărută în anul 2001. Este o poveste care se înscrie în rândul marilor povești de iubire, cum au fost cele dintre Antoniu și Cleopatra, Napoleon și Josephine și chiar ca cea dintre Elisabeta a Rusiei și cazacul Razumovski. Montefiore a studiat documentele din arhivele rusești din Sankt Petersburg și Moscova, inclusiv scrisorile pe care cei doi și le-au trimis unul celuilalt. Dincolo de prejudecăți, relația dintre Ecaterina a doua și Potemkin Trebuie așezată în contextul social, politic și moral al secolului XVIII. Prințesa Prusacă, ajunsă pe tronul Rusiei, nu putea să își pericliteze poziția încheiind o nouă căsătorie după moartea lui Petru al III-lea pentru o împărăteasă de anvergura ei, era foarte dificil să-și găsească un soț de același calibru sau unul cu care să nu trebuiască să împartă puterea. Asemenea, Elisabetei a ales să rămână singură, deși a avut mai multe legături romantice. Dar Caterina era destul de pragmatică și rațională încât să nu amestece conducerea statului cu iubirea. Și a reușit acest lucru, și datorită faptului că l-a avut lângă ea pe Grigori Potemkin, pe al cărui sprijin s-a putut bizui întotdeauna vreme de aproape 30 de ani. Și între ei nu a fost numai dragoste, ci și prețuire, respect și prietenie. Despre Ecaterina am vorbit în două materiale. Haideți să vedem cine era acest Potemkin și care au fost calitățile care au determinat-o pe împărăteasă să l prețuiască atât de mult. Grigori Alexandrovici Potemkin s-a născut în septembrie 1739 într-un sat din apropierea orașului Smolensk, pe vremea când regiunea se afla la granița dintre Imperiul Rus și Uniunea Polono-Lituaniană. De altfel, Smolenskul a fost periodic disputat de ruși, lituanieni și polonezi. Așadar, familia Potemkin era de origine poloneză și făcea parte din rândul micii nobilimi locale. Înainte de Grigorii Alexandrovici în familie, a mai existat un Potemkin celebru și anume Piotr Ivanovici, care a fost ambasador al Rusiei în Spania, Franța și Anglia. Un personaj excentric, pentru societatea europeană, care lua contact pentru prima dată cu un oficial venit din Barbara Rusie. Tatăl său, Alexander Vasilievici Potemkin, a luptat în Marele Război al Nordului, în Bătălia de la Poltava din 1709, unde Petru cel Mare l-a înfrânt pe regele Suediei, Carol al XII-lea. S-a remarcat și în Bătălia de la Riga, în care a fost rănit, a fost decorat și a comandat mai multe garnizoane lipsite de importanță. Era un om impulsiv, ursuz, irascibil, răutăcios și foarte gelos. Un adevărat tiran. Care s-a căsătorit cu mama lui Potemkin, în timp ce era deja însurat cu o altă femeie. O practică destul de răspândită în regiunile îndepărtate de marile orașe, în care nobilii locali reprezentau autoritatea. Mama lui Potemkin, Daria Vasilievna Condăreva, era o fată de 20 de ani foarte frumoasă, și văduvă după moartea mai vârstnicului soț proprietarul moșiei Scuratov. Nu că Alexander Potemkin ar fi fost prea tânăr, căci era mai mare cu 29 de ani. Situația acesteia nu era foarte fericită. A avut o căsnicie grea, în timpul căreia a dat naștere la șase copii. Până la vârsta de șase ani, acesta a trăit în micul său sat, într-un conac modest, răsfățat de cele șase femei ale casei. Fiind singurul băiat al familiei, pentru el viața era frumoasă și a avut probabil copilăria obișnuită a oricărui copil născut la țară. În 1746, tatăl său moare și Daria Potemkina își ia cei șase copii și pleacă la Moscova, unde apelează la nașul de botez al micului Grigori, aflat în conducerea unui minister și care le oferă protecția sa. Grișa, diminutivul pentru Grigori, a fost înscris la școala gimnazială de pe lângă Universitatea din Moscova, împreună cu fiul protectorului său. Copilul se remarcă prin inteligență, memorie excepțională, talent pentru limbile străine, căci a învățat foarte bine în școală greaca, latina, germana și franceza, vorbea puțin polona și mai târziu, la nivel mediu, italiana și engleza. Era foarte interesat de ortodoxie în aspectele ei teoretice și practice, fiindcă ajuta la treburile de pe lângă biserică. Era de asemenea deosebit de activ, energic, dornic să învețe mereu lucruri noi de care se pictisea foarte repede odată ce erau cunoscute. Oamenii mari din jurul său au văzut potențialul extraordinar al micului Grisha care spunea. Dacă o să fiu general, o să le poruncesc soldaților; dacă o să fiu episcop, preoților. Visa la mărire și bogăție pentru a-și ajuta familia aflată într o situație destul de delicată, pentru a scurta durata serviciului militar obligatoriu impus nobililor de pe vremea lui Petru cel Mare. În anul 1750, la 11 ani, pleacă de lângă mama sa la Smolensk și se înscrie în armată. La acea vârstă, evident că nu erau soldați activi, ci un fel de copii de trupă. Potemkin, nefiind singurul copil din cadrul armatei, mulți nobili își trimiteau fiii la vârste chiar mai fragede, 5-6 ani, fiindcă în acest mod acumulau vechimea necesară pentru a fi trecuți în corpul ofițerilor la vârste mult mai fragede vechimea impusă fiind de 10 ani. În 1755, la 16 ani, se înscrie la Universitatea din Moscova, fiind printre primele generații de elevi ai nou înființate instituții. Se remarcă la greacă și istorie, citește cu tot ce-i pică în mână, uimindu-i pe prieteni și pe profesori cu memoria sa incredibilă, întrucât era capabil să reproducă foarte exact pasaje întregi din acele cărți. Primește chiar medalia de aur a universității pentru cunoștințele sale de greacă și teologie și îi atrage atenția lui Ivan Ivanovic Șuvalov, consilierul și iubitul împărătesei Elisabeta. În iunie 1757, tânărul de 18 ani de acum, Grigori, este ales din partea universității să facă parte dintr-un grup de studenți merituoși care urmau să meargă într-o vizită la Sankt Petersburg pentru a fi prezentați împărătesei. Ne putem închipui uimirea tânărului provincial în fața luxului și fastului în care se scălda curtea imperială a Elisabetei, care se putea compara cu oricare altă curte europeană a timpului său, întrucât împărăteasa a adus arhitecți italieni pentru a reconstrui orașul Sankt Petersburg și era renumită ca admiratoare a stilului franțuzesc pe care l-a impus și nobililor de la curte. Nu se știe dacă această vizită care l-a marcat, vârsta sau anturajul au reprezentat cauza pentru care tânărul Potenchin este exmatriculat în anul 1760 pentru neprezentare la cursuri și comportament nepotrivit pentru un student, ceea ce implica probleme de moralitate și beții repetate. Familia se îndepărtează de el, îi retrage susținerea și Grigori Potemkin împrumută 500 de ruble de la un prieten și pleacă la Sankt Petersburg, unde influentul Ivan Ivanovich Șuvalov îi facilitează angajarea în garda imperială fizicul atrăgător, avea peste 1,80 m, o constituție atletică ce susținea un cap frumos, dar și inteligența, cultura și ușurința cu care discuta despre teorii și concepte filozofice, fiind pasionat de Plutarh și Tucidide, au făcut din eroul nostru un bărbat râvnit și vânat de doamnele din înalta societate, astfel încât acesta ducea la Sankt Petersburg o viață de huzur și de sfrâu, fiind o prezență constantă la petreceri, serate, baluri și festivități de tot felul. Devenise, cum am spune noi astăzi, omul zilei. Acum o vede pe marea ducesă Ecaterina, căsătorită cu moștenitorul tronului Rusiei, viitorul țar, pentru al treilea, și ia contact cu cercurile din rândul gărzilor care erau împotriva prelorii puterii de către țareviciul Petru și complotau în favoarea soției sale, foarte apreciate de mulți nobili pentru bunăvoința pe care o arăta tuturor, firea veselă și iubirea declarată pentru obiceiurile și tradițiile rusești pe care și le însușise. Gărzile imperiale îi erau favorabile Ecaterinei, și dispuse să o ajute să urce pe tronul Rusiei. În 1763, Ecaterina avea 33 de ani și se afla în deplinătatea farmecului său feminin. Nu poseda o frumusețe copleșitoare ca cea a Elisabetei, dar avea suficient farmec pentru a se face plăcută sexului masculin. Stanislav Poniatowski, unul dintre iubiții săi, pe care îl va impune ca rege al Poloniei, spunea despre ea că avea păr negru, un ten strălucitor și o roșeață vie, ochi albaștri mari exoftalmici și expresivi, gene lungi și dese, un nas ascuțit, o gură numai bună de sărutat, siluetă zveltă, mai degrabă înaltă decât scundă, se mișca iute, dar cu o noblețe desăvârșită, și avea o voce agreabilă și un râs vesel și bine dispus. Aceasta nu avea o căsnicie fericită după cum am arătat în materialele anterioare și, mai mult decât atât, se afla chiar în pericol. Soțul său, odată ajuns pe tronul Rusiei, se instalează în apartamentele regale cu amanta sa, prințesa Elisabeta Voronțova, și își izolează soția, urmând probabil să o trimită la mănăstire, închisoare sau poate chiar să ia viața. Nu era iubit de nimeni. Și se pare că avea mintea ușor tulburată, suferind de ciclotimie, o formă de tulburare bipolară. Abia după nouă ani de căsătorie, Caterina naște un băiat, pe Pavel, cel care va ajunge țara al Rusiei sub numele de Pavel I, și există întemeiate presupuneri precum că nu era copilul lui Petru, ci al chipeșului șambelan Saltâcov, cu care a avut o relație de iubire. Nu este nimic de comentat sau judecat în privința acestui aspect. Trebuie să ne gândim la moravurile epocii respective, la faptul că trecuseră opt ani de la căsătorie și împărăteasa Elisabeta făcea presiune asupra tinerei să dăruiască Rusiei un moștenitor. Fără acest copil, situația Ecaterinei ar fi devenit extrem de dificilă, întrucât țarul era îndreptățit să ceară divorțul, deși problema nu era la soția sa. Din păcate, femeile erau în totalitate subordonate soților care puteau dispune de averea acestora și le puteau repudia cu ușurință. Elisabeta moare în anul 1762 și Petru al treilea devine țarul Rusiei, dar prin intermediul iubitului său din acea vreme Grigori Orlov și a fraților săi care aveau o influență foarte mare în rândul regimentului de gardă Semionovski, Ecaterina reușește să-l detroneze pe Petru și să preia puterea. Acest episod a fost de altfel tratat în materialul anterior. Din anturajul fraților Orlov făcea parte și sergentul major Grigori Potemkin, care a participat activ la lovitura de stat și a stat în preajma împărătesei, gata să o apere cu prețul propriei sale vieți. Între cei doi nu a existat în acel moment nimic mai mult decât un serviciu oferit de un membru al gărzii imperiale suveranei sale. Istoricul Montefiore descrie într-un mod romantic prima întâlnire semnificativă dintre Caterina și Potemkin în felul următor. Aflat în fața gărzilor și a nobililor care o susțineau, o masă de circa 12.000 de oameni, viitoarea împărăteasă în uniforma de gala a gărzilor imperiale pe care o purta cu nonșalanță și care îi venea atât de bine, constată lipsa unui element al ținutei, care se fixa de sabie, moment în care, din mulțime, se desprinde un soldat cu o ținută impunătoare și o podoabă capilară pe măsură, oferindu-i acel lucru pe care a și ajutat-o să îl fixeze. Acesta era chiar eroul nostru de astăzi, Grigori Potemkin. În ceea ce privește preluarea puterii de către Ecaterina, știm ce a urmat. Cei care au ajutat-o au fost răsplătiți cu funcții, bani și bunuri. Potenkin a fost avansat la gradul de locotenent și a primit 10.000 de ruble, dar era încă departe de împărăteasă, total acaparată de familia Orlov, în special de Grigori, care spera să-i devină soț după moartea țarului Petru al iii -lea. Acesta a fost cel care îl introduce pe Potemkin în anturajul împărătesei ca pe un personaj amuzant și foarte talentat la imitații. Și Potemkin și-a jucat bine șansa. Se pare că avea oarecare talent și a imitat-o chiar și pe împărăteasă atât de bine încât a reușit să-i atragă atenția. Îl aduce în serviciul ei personal, simțind că în atmosfera tensionată de la curte, plină de intrigi între diversele grupări, putea avea încredere în uriașul acesta care își asumase rolul de înger păzitor. Îi declarase dragostea împărătesei, dar aceasta îi era fidelă lui Grigori Orlov, sau poate îl considera prea frivol și oarecum necopt pe înflăcăratul Potemkin mai tânăr cu zece ani. În jurul Ecaterinei se formase un grup restrâns de oameni de încredere, cu care să petrecea mult timp, în special seara când termina întâlnirile oficiale, și nu erau spectacole sau petreceri. Din rândul acelor curteni făcea parte și Potemkin. Într-o atmosferă relaxată și intimă, cei prezenți jucau cărți, Diverse jocuri de societate, se cânta, se purtau discuții filozofice, se mânca și se bea. Discuțiile erau legere, lipsite de aerul oficial pe care îl abordau în public. Doamnele din preajma Ecaterinei, prietenele sale, contele Orlov, Potemkin și alte câteva persoane făceau parte din acest mic grup restrâns din jurul împărătesei. Comportamentul tânărului Potemkin trezește gelozia favoritului împărătesei Grigori Orlov care se temea să nu și piardă influența asupra acesteia era în postura de amant oficial al împărătesei care îi alocase un apartament deasupra celui pe care îl ocupa ea în palatul de iarnă dar prințul Orlov nu făcea parte din guvern și de fapt Orlov a avut ca sarcină pe lângă guvernul Ecaterinei să atragă coloniști în zonele nepopulate din Caucaz și din jurul Mării Negre și a fost numit general, comandant al artileriei rusești, fără a fi prea priceput la asta și gurile rele spun că nu excela la capitolul inteligență. Nu a fost niciodată implicat în actul propriu-zis al guvernării și ținut undeva în a doua linie în ceea ce privește deciziile care se luau în uh, politica rusă. Gelos așadar pe Potenkin, acesta încearcă să-l îndepărteze de la curte, deși el fusese cel care îl introdusese pe mai tânărul său prieten în anturajul Ecaterinei. Ecaterina a doua a fost o împărăteasă și o femeie rațională. Își dorea o viață personală tihnită, alături de un bărbat de onoare dar nu putea să se căsătorească și să împartă tronul Rusiei cu Orlov și să pună în pericol moștenirea fiului său Pavel. Existau în jurul acesteia mulți pretendenți chipeși și care chiar o iubeau, cum era Stanislav Poniatowski, pe care îl pusese rege în Polonia și care îi trimetea epistole înflăcărate și romantice prin care îi propunea să se căsătorească și să unească cele două țări, o utopie, desigur, pe care Caterina nu ar fi acceptat-o niciodată. Dar nici cu Grigori Orlov nu se putea căsători și este sugestiv răspunsul generalului Panin cu care s-a consultat în această chestiune, și anume, împărăteasa poate face ce dorește dar doamna Orlov nu va fi niciodată împărăteasă. Și Ecaterina luptase prea mult pentru această poziție și nu era dispusă să o piardă. Contemporanii, principii străini cu care a intrat în contact, au remarcat ținuta impecabilă a acesteia. Noblețea trăsăturilor, aerul maestuos, dar prietenos pe care îl avea, și inteligența cu care a știut să-și aleagă întotdeauna colaboratorii, să ceară sfaturi de la oameni competenți și să se înconjoare de persoane inteligente. Era o aparență, era o știință, fiindcă în același timp era foarte bine informată despre oricine și orice, citea toate rapoartele poliției secrete și era la curent cu toate bârfele de la curte. Cu siguranță a observat privirile tânărului Potemkin, a auzit declarațiile acestuia și a luat act de gelozia și manevrele prin care Grigori Orlov se străduia să l îndepărteze de la curte, fără să o supere totuși pe împărăteasă. Discuțiile dese pe care aceasta le avea cu Potemkin au convins-o de inteligența și cunoștințele pe care le avea în materie de religie, fapt ce a determinat-o să îi dea o funcție pe lângă sfântul sinod. Încurajat de bunăvoința cu care era tratat și fermecat de frumusețea doamnelor și domnițelor de la curte, Potemkin dobândește în scurt timp faima unui Casanova. Apropo de Casanova, personajul istoric, Giacomo Casanova, a fost contemporan cu Ecaterina a II. Cei doi s-au întâlnit în Rusia, unde celebrul aventurier s-a deplasat special pentru a o cunoaște pe împărăteasa despre care vorbea toată Europa și care a lăsat chiar câteva impresii absolut favorabile despre aceasta. În viața lui Potemkin are loc un eveniment încă neelucidat. La un moment dat dispare de la curte și timp de 18 luni trăiește izolat. Are probleme la un ochi pe care nu l mai putea deschide normal. Accident produs într-o altercație cu frații Orlov, dar despre care nu se știe mare lucru. A fost atât de marcat de această infirmitate încât se gândea serios să se călugărească. Că a fost doar tactica lui pentru a ajunge la inima împărătesei, noi nu știm, însă cumva i-a reușit. Curtea a început să simtă lipsa tânărului care însuflețea toate petrecerile și împărăteasa Ecaterina a întrebat din ce în ce mai des de el. Revine în Sankt Petersburg, își reia funcția la Marele Sinod și rămâne în apropierea Ecaterinei. Grigori Orlov se gândește la o altă cale de a scăpa de potențialul rival și îi propune împărătesei să-l căsătorească pe Potenkin cu fica lui Kiril Razumovski, fratele lui Andrei Razumovski, iubitul sau poate chiar soțul împărătesei Elisabeta. Potemkin refuză și probabil a făcut-o cu eleganță, având în vedere bunele relații pe care le-a avut cu familia Razumovski pe parcursul vieții. Nu știm dacă Ecaterina a fost mulțumită de hotărârea acestuia. Cert este faptul că, în perioada următoare, îl numește în alte funcții. Întâi este însărcinat cu plata și o aprovizionare a armatei, apoi îl numește în comisia legislativă care va analiza proiectul de modificare a codului de legi numit de istorici NACAZ. Este foarte posibil ca între cei doi să fie existat un schimb de idei, de discuții filozofice pe teme care preocupau lumea politică a secolului XVIII având în vedere faptul că în biblioteca personală a lui Potemkin s-au găsit multe dintre cărțile citite de împărăteasă. Spiritul legii a lui Montesquieu, toate cele 35 de volume ale enciclopediei lui Diderot și operele lui Voltaire. Din punct de vedere romantic, Ecaterina, flatată poate de atenția pe care i-o acorda chipeșul și inteligentul Potemkin, i-a rămas totuși fidelă lui Grigori Orlov, care era iubitul său oficial. În 1768, la izbucnirea războiului ruso-turc, Potemkin îi cere imperios împărătesei să îl trimită pe câmpul de luptă. Dați-mi voie, prea milostivă, suverană, să mă arunc la picioarele Majestății voastre și să o rog pe Majestatea voastră să mă trimită în corpul de armată al Prințului Prozorovski pe front, cu orice grad va dori Majestatea voastră, dar fără a mă trimite în vecie, în serviciul militar, ci doar pentru cât va dura războiul. Acesta era stilul flamboiant al eroului nostru. Potemkin era dispus să riște totul pentru a câștiga inima împărătesei. Războiul îi ofera ocazia să se acopere de glorie, dar exista bineînțeles și riscul de a-și pierde viața și și-a asumat acest risc. Împărăteasa l-a trimis pe front cu gradul de capitan, avansându-l apoi general de divizie la cavalerie și l-a pus sub comanda prințului Alexandru Golițân. Nu intru în detalii privind desfășurarea războiului, ci vă aduc în atenție doar câteva acțiuni care au legătură cu eroul nostru. Potemkin, aflat în fruntea cavaleriei, respinge un atac furibund al tătarilor crimeeni, se distinge în bătălia de la Kamenița, respinge atacurile armatei otomane aflate sub conducerea marelui vizir Mehmed Emin, participă la cucerirea Hotinului, îi învinge pe turci în bătălia de la Prașkovski și în alte bătălii, Potemkin era peste tot fapt ce îl determină pe generalul Golițân să îi scrie împărătesei despre actele de vitejie ale acestuia. Generalul Golițân este schimbat din funcție și la comanda trupelor ruse vine alt general, Piotr Rumianțev, care a rămas în istorie ca unul dintre cei mai glorioși generali din istoria Rusiei. Și cei doi, Potemkin și Rumianțev, colaborează foarte bine. Potemkin se distinge din nou în luptă și rumianțe îi scrie Caterinei despre calitățile și curajul lui Potemkin. Acesta reușește să pună mâna pe proviziile turcilor, conducând un mic corp de cavalerie și are o contribuție esențială la ocuparea fortăreței Ismail, Achiliei, Benderului și Brăilei. Generalul Rumianțev îl trimite la Sankt Petersburg pentru a-i raporta Ecaterinei situația de pe front și pentru a-i cere instrucțiuni privind încheierea păcii, ocazie cu care îi scrie acesteia. Acest ofițer priceput poate face observații profunde despre teatrul de război. El merită atenția și respectul majestății voastre, prin urmare. Îi încredințez sarcina de a raporta majestății voastre. Este foarte posibil ca pe parcursul acestei vizite, Ecaterina să-i fi dat speranțe lui Potemkin, precum că sentimentele sale i-ar putea fi favorabile, dacă ne gândim că l-a invitat la cine aproape în fiecare zi, i-a acordat o audiență personală la care nu a mai fost nimeni prezent și au stabilit să corespondeze printr-un curtean de încredere. Potenchin se întoarce pe front și este în fruntea primului corp de armată care pătrunde în Valahia, îi înfrânge pe turci într-o bătălie pe malul Oltului și ocupă București. Se îmbolnăvește de febră, cade la pat și este îngrijit de doi cazaci zaporojeni, întrucât nu avea deloc încredere în medici sau medicamente. Se însănătoșește și participă la eliberarea din încercuire a armatei ruse conduse de prințul Semion Romanovici Voronțov, care în loc să-i mulțumească îi va deveni dușman de moarte. Potemkin revine la Sankt Petersburg în 1774, este acoperit de glorie și constată cu dezamăgire poate că împărăteasa se distanțase de prințul Orlov, dar în locul lui aceasta avea un alt favorit. Deși cei doi corespondaseră și scrisorile Caterinei erau pline de grijă și atenție pentru viața și integritatea acestuia. Se cunoșteau de mai bine de 12 ani deja. Potemkin își arătase sentimentele în nenumărate rânduri: loialitatea, credința, își pusese viața la dispoziția acesteia și simțea că este pe cale să câștige totul, putere și iubire. Dar, spre dezamăgirea sa, împărătea, sa, în afară de câteva vorbe frumoase și o atitudine binevoitoare, ca față de un prieten drag pe care știa că se putea baza la nevoie, nu făcea niciun pas concret în direcția unei legături romantice. Mi se pare fascinantă povestea acestor doi oameni, un bărbat și o femeie. El, soldatul ridicat prin inteligență și vitejie, ea împărăteasă a Rusiei. Ceea ce a urmat ar fi demn de penelul unui mare scriitor. Cei doi par oricum personaje într-o piesă de teatru de inspirație romantică. După luni întregi de așteptare, Potemkin recurge la un gest extrem. Părăsește casa închiriată în care locuia, lângă palatul de iarnă, declară că se călugărește și se mută la mănăstirea Alexandr Nevski. Își lasă barbă și intră în rutina vieții monahale, petrecându-și zilele în post și rugăciune. Dacă a fost o acțiune regizată pentru a-i forța mâna Ecaterinei de a lua o decizie în ceea ce îl privește, sau a încercat doar să evite o depresie, noi nu putem ști. Acțiunea a continuat ca într-o operă comică. El scrie un cântec pentru ea, în care asemeni eroilor din tragedia greacă își proclamă suferința pe care o produce nepăsarea ei. Ea îi trimite răvașe în care îl asigura de toată bunăvoința, și toate acestea, într-o agitație de curieri care făceau drumul între palat și mănăstire, care tulbura liniștea celorlalți frați monahi. După câteva zile, Ecaterina a cedat și, sub aceste auspicii romantice, începe încă, neoficial, relația lor cu intensitatea unei pasiuni ținută în frâu prea mult timp. Se vedeau aproape zilnic și când nu erau împreună, își scriau neîncetat. O parte a corespondenței dintre ei a supraviețuit istoriei și a fost studiată de istorici, inclusiv de Montefiore, care a scris despre minunata poveste de dragoste dintre ei. S-au păstrat în special scrisorile ei către Potemkin, Ecaterina a ars o parte dintre scrisorile primite, dar Potemkin le păstra legate în buzunarul de la piept în dreptul inimii și acolo au fost găsite chiar și la moartea sa. În acest moment împărăteasa avea 45 de ani, Potemkin 35, deci erau niște oameni în floarea vârstei, nu mai erau chiar adolescenți. Potemkin se stabilește la Palatul Imperial și devine limpede pentru toată lumea că va juca un rol activ în politica Imperiului Rus. Toți ambasadorii și trimișii marilor puteri își informează suveranii despre acest lucru. De exemplu, ambasadorul Prusac îi scrie lui Frederic al II-lea. Este limpede că Potemkin va deveni cea mai influentă persoană din Rusia. Tinerețea, intelectul și însușirile pozitive îi vor da o asemenea importanță. Acesta este numit aghiotan general și îi se pregătește câte un apartament în toate palatele împărătesei. Devine însă și persoana cea mai apropiată cu care Ecaterina se sfătuiește cu privire la problemele guvernării. La sugestia lui îl trimite în sprijinul generalului. Alexandr Bibikov, care înăbușe răscoala țărănească a lui Emilian Pugaciov, pe Pavel Sergeevici Potenkin, vărul său, care era un soldat capabil și eficient și avea sarcina de a restabili ordinea în teritoriile răsculate. A convins-o pe Ecaterina să-i dea mână liberă generalului Rumianțev, pentru a negocia pacea cu otomanii, fără a mai tergiversa înțelegerea, așteptând ca împărăteasa să accepte condițiile propuse de aceștia. Face presiune să fie numit în Consiliul Imperiului și vicepreședinte al Colegiului de Război, apoi guvernator general al noii Rusii, așa cum erau denumite provinciile sudice ale Imperiului și comandant suprem al tuturor forțelor de rezervă este copleșit cu onoruri, moșii, bani și șerbi. Se speculează asupra faptului că Ecaterina a doua s-ar fi căsătorit cu generalul Potemkin, mai ales după ce istoricii au avut acces la corespondența purtată de aceștia în care împărăteasa folosea de multe ori apelativul de soț. Din scrisorile celor doi, reiese intensitatea pasiunii cu care și-au trăit povestea de iubire, o pasiune devorantă a ei pentru bărbatul puternic, inteligent și mândru, a lui pentru împărăteasa care putea sta la masă cu regii lumii. Era între ei un amestec de gelozie, tandrețe, compatibilitate intelectuală și fizică, într-un anumit sens copleșitoare, devoratoare, au trăit în acest univers exclusiv între 1774-1776. Doi ani. Doi ani în care Caterina a fost mai puțin împărăteasă și mai mult o femeie îndrăgostită. Doi ani în care l-a implicat pe Potemkin în toate deciziile pe care le-a luat. Doi ani în care au funcționat ca un cuplu regal dar această pasiune nebună a devenit dureroasă pentru amândoi. Scrisorile lor sunt absolut tulburătoare. Ne arată doi oameni cu nevoi emoționale imense, aflați însă în poziții diferite. Ecaterina, care avea un imperiu la picioare, își dorea un bărbat puternic și inteligent, care să îi umple golul emoțional al unei copilării lipsite de iubirea părinților și al unui mariaj Nereușit, iar Potemkin, ca orice bărbat puternic și inteligent, dorea să cucerească lumea, să stăpânească, să dețină puterea, să fie suveran. Ecaterina nu își putea asuma mariajul cu acesta în mod oficial, chiar dacă poate el a existat. Avea un moștenitor pe fiul său, Pavel, care va deveni. Țar sub numele de Pavel I și existau anumite fracțiuni în rândul nobililor ruși care îl susțineau pe acesta și doreau chiar să o detroneze pe Ecaterina și să îl numească pe fiul său țar. Trebuia deci să fie foarte atentă la aceste aspecte. Cu toată dragostea sa pentru Potemkin, Ecaterina nu și-a periclitat niciodată domnia. După 1776 până la decesul acestuia în anul 1791, relația lor a fost ceea ce am numit noi astăzi o relație deschisă. Fiecare a avut libertate în ceea ce privește alegerile romantice, rămânând totuși foarte apropiați în proiectul politic pe care îl avea Ecaterina de a extinde Imperiul Rus. Aceasta a obținut pentru el titlul de prinț al Sfântului Imperiu Roman, și i-a dăruit palatul la Nicicov, palat pe care Potemkin îl refuză. Cedează totuși apartamentele pe care le ocupa la palatul de iarnă și care erau oarecum destinate favoritului împărătesei și își amenajează altele de la care avea totuși acces la cele ale Ecaterinei fără să fie văzut de oamenii curții. Și nu de puține ori, când se afla la Sankt Petersburg, împărăteasa se trezea cu Potemkin, care intra neanunțat peste ea, îmbrăcat doar în halat de casă. Și nu întotdeauna aceasta era singură. Fără nicio jenă, Potemkin îl alunga pe însoțitorul împărătesei sau făcea glume pe seama lui până când celălalt pleca umilit. Ecaterina îi permitea orice aroganță, îi tolera toanele și mofturile și au rămas în urma lor scrisori în care se amuzau copios pe seama unuia sau altuia dintre favoriții împărătesei, pe care chiar Potemkin îi furniza acesteia. Dincolo de relația pasională, care nu s-a stins niciodată între ei, a fost o prietenie sinceră și o grijă autentică a unuia față de celălalt. Pe plan politic, devine omul de încredere ale Caterinei, brațul pe care se baza pentru a-și împlini visul, renașterea Imperiului Bizantin cu capitala la Constantinopol și formarea unui regat al Daciei pe teritoriul celor două principate române, Moldova și țara românească. Ecaterina ii doua îl împuternicește pe Potemkin să poarte negocieri cu ambasadorul englez, pentru a se asigura de neutralitatea armată a Imperiului Britanic în conflictul ruso-turc, Potemkin se întâlnește și cu Iosif al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, pe care îl va convinge să se alieze cu Rusia, deși acesta avea interese cu privire la principatele române pe care și le dorea și împărătea sa. Tot cu ajutorul lui Potemkin, Ecaterina reușește anexarea hanatului Crimei, a Cubanului și aducerea Georgiei sub suzeranitate rusească. În 1783 este promovat Feld mareșal, iar în 1784 devine președinte al Colegiului de Război și guvernator al Noii Rusii al teritoriilor din sudul Rusiei la care anexase Crimea, Azovul, Saratovul, Astrahanul și Caucazul. Potemkin construiește aici o serie de orașe, cum ar fi Cherson în 1778, adică Hersonul din sudul Ucrainei, portul Sevastopol în Crimea, Simferopol, capitala Crimei, Dnipro sau Ekaterinoslav în Ucraina de astăzi, Nicolaev sau Mikolaiv, tot în Ucraina și Odessa. Dincolo de personalitatea flamboiantă, Potemkin se dovedește un politician cu viziune și un bun administrator. Este criticat de istorici pentru lipsă de consecvență, fiindcă avea perioade inactive în care se afunda în petreceri, jocuri de cărți, festinuri, escapade amoroase, dar avea și perioade în care muncea susținut și se dovedea neobosit pentru a-și atinge țelurile. Reușește performanța de a construi în câțiva ani o adevărată flotă la Marea Neagră, formată din 27 de nave de linie, ceea ce era o performanță remarcabilă pentru Imperiul Rus atrage sute de mii de coloniști pe teritoriile nou cucerite, pe care îi înzestrează cu pământ și vite. Construiește mai multe forturi la Georgievsk, Stavropol și în alte părți și întărește linia de apărare azov mozdok În 1787, Ecaterina cea Mare, împreună cu împăratul Iosif al II-lea, au plecat spre sudul Rusiei la invitația lui Potenkin, care devenise un fel de vicerege, cu puteri de pline peste această regiune. Împăratul Iosif al II-lea menționa în notițele sale, Împărăteasa este total extaziată. Prințul Potemkin este în acest moment atotputernic. Cu privire la această vizită, adversarii prințului, au acreditat ideea că acesta ar fi cosmetizat realitatea din teren și ar fi pregătit pe traseul împărătesei grupuri de țărani bine îmbrăcați care să o întâmpine și chiar fațade de case bine zugrăvite, adică un fel de decoruri ca la teatru. Dar există și mărturii ale unor membri ai delegației austriece care s-au plimbat prin acele sate și au denunțat acuzațiile ca fiind false. Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Satele lui Potemkin au existat, în măsura în care prințul a putut alege traseul vizitatorilor, și evident că a preferat unul care să fie onorabil pentru el. În 1787 izbucnește un nou război ruso-turc. Turcii, dorni să își recupereze teritoriile pierdute, aveau asigurări din partea Prusiei, a Imperiului Britanic și Suediei că vor fi susținuți. Rusia îl avea în sud pe Potemkin care dispunea de o armată proprie, de flotă și la nevoie putea apela la armata ucraineană condusă de fel mareșalul Rumianțev, cu care de altfel știm că el colabora foarte bine. Turcii sunt respinși la Kinburn, o localitate aflată în sudul Ucrainei de astăzi, dar flota lui Potemkin este grav avariată în urma unei furtuni puternice și trebuia refăcută. În iarna care a urmat, acesta strânge o armată de 40-50.000 de, de soldați, printre care erau și mulți cazaci, de care prințul era foarte legat. Își stabilește cartierul general în orașul Elizabeth Grad, aflat în centrul Ucrainei de astăzi. Ulterior, numele acestuia a fost schimbat, dar nu mă încum să-l pronunț. vi l scris undeva pe imagine și s-a ocupat de pregătirea militară a armatei sale a dispus construirea unei flote de 100 de canoniere de mici dimensiuni cu care putea să lupte în apele de mică adâncime și s-a pregătit cât a putut de bine de confruntările care vor urma avea o viziune pragmatică asupra desfășurării războiului și intră în conflict cu unul dintre cei mai apreciați generali Alexander Shuvarov care avea sub comanda sa un corp de armată și dorea să atace frontal trupele otomane. Potemkin se opune, încercuiește orașul Oceacov, îl bombardează susținut, în timp ce întrerupe aprovizionarea cu apă, hrană și muniție. Orașul s-a predat fără ca armata lui să fi suferit pierderi importante, dar prințul Șuvarov l-a acuzat de lașitate. Rușii obțin victorie după victorie, cuceresc insula Berezan, îi înving pe turci în bătălia de la Focșani în 1789, apoi la Râmnic și sub comanda lui Potemkin cuceresc orașul Căușeni din Moldova, Odessa și Cetatea Albă. Acesta își stabilește cartierul general la Iași în capitala Moldovei, unde înființează chiar și un ziar, Le Curier de Moldavi. Formează acolo o adevărată curte plină de fast și opulență, asemănătoare curții de la Sankt Petersburg. Este numit de Ecaterina cea Mare hadman al Mării Negre și mare amiral, funcții create special pentru el. Face o ultimă călătorie la Sankt Petersburg pentru a stabili cu Ecaterina detaliile păcii pe care urma să o încheie cu Imperiul Otoman și ale unei viitoare acțiuni asupra Poloniei care se va desfășura însă fără el. Întrucât reîntors la Iași, s-a îmbolnăvit foarte grav. A refuzat să se trateze, întrucât știm că nu vedea utilitatea medicamentelor și a medicilor. S-a odihnit doar câteva zile, a apostit și părea oarecum că și-a revenit. Și cum era un om al exceselor, a început să mănânce din nou foarte mult. La modul că a consumat la o singură masă o șuncă o gâscă sărată și 3-4 găini. Avea într-adevăr un apetit pantagruelic. A murit pe 16 octombrie 1791 la 60 de kilometri de Iași după unii istorici otrăvit, după alții de pneumonie bronșică. Locul exact al morții sale nu a fost identificat, aflându-se undeva pe teritoriul Moldovei. Trupul a fost îmbălsămat și slujba de înmormântare a avut loc la Iași. Rămășițele au fost ulterior mutate în catedrala Sfânta Ecaterina din Herson, un oraș din sudul Ucrainei pe care l-a fondat în 1778. Se pare că inima și creierul au fost păstrate o perioadă la mănăstirea Golia din Iași, după care au dispărut. Ecaterina a doua a mai trăit 5 ani după decesul prințului dar, dintr-un anumit sens, nu și-a mai revenit niciodată după decesul acestuia. S-a ocupat să clarifice firele încurcate ale moștenirii lăsate de acesta și a avut grijă de familie. Grigori Potemkin a fost un personaj controversat. A fost detestat, dar iubit în egală măsură. Și sunt mărturii rămase de la cei care l-au apreciat și iubit, dar și de la adversari care totuși îi recunoșteau geniul militar. Cu siguranță, cele mai încărcate de emoție sunt cele ale Ecaterinei care spunea Inima nimoasă, mintea lui neobișnuit de sclipitoare, de o agerime rară, vederile lui erau întotdeauna flexibile și era generos. Iar în ceea ce privește relația lor, mă iubea pătimaș și zelos. Mă mustra când credea că aș fi putut face ceva mai bine. Cea mai de preț în sușirea sa era curajul inimii și sufletului, care îl distingea de restul oamenilor și care ne făcea să ne înțelegem de minune și să-i lăsăm pe cei mai puțin luminați să pălăvrăgească ce voiau ei. Atât pentru astăzi, dragii mei dragoste de împărătese și prinți, dragoste de oameni, cu calități și defecte, așa cum suntem cu toții. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, vă mulțumesc fiindcă v-ați abonat la acest canal, vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri și impresii despre cele prezentate și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă! sophie tu